Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, suntem în casa lui Dumnezeu, la eroii Bibliei. Luna aceasta, martie, ne-am oprit la o soră scumpă, Ana. Vă invit să vă ridicați în picioare și să deschidem Biblia la 1 Samuel, capitolul 2. Și să citim cântarea de laudă a Anei. Pagina în Biblie 291. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 1 la 11. Ana s-a rugat și a zis: Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Arcul celor puternici s-a sfârmat și cei slabi sunt încinși cu putere. Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine și cei ce erau flămânzi se odihnesc. Chiar cea stearpă naște de 7 ori și cea care avea mulți copii stă lâncezită. Domnul omoară și învie, El popgoară în locuința morților și El scoate de acolo. Domnul sărăcește și El îmbogățește, El smerește și El înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să șadă alături cu cei mari și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat El lumea. El va păzi pașii prea iubiților Lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin putere. Vrăjmașii Domnului vor tremura. Din înălțimea cerului, El își va arunca tunetul asupra lor. Domnul va judeca marginile pământului. El va da împăratului său putere și El va înălța tăria unsului lui. Elcana s-a dus acasă la Rama și copilul a rămas în slujba Domnului înaintea preotului Eli. Amin. Amin. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Cântarea de laudă a Anei a venit ca o reacție a ei, ca un răspuns al ei la eliberarea, la ascultarea, la rugăciune care a făcut-o Domnul în viața ei. Ana a fost o femeie credincioasă care a trăit în familia ei în condiții destul de grele. Întotdeauna era înțepată de Penina și a dovedit că este o femeie care nu răspunde cu înțepături la înțepătură. A dovedit că este credincioasă, că este o femeie pocăită. Ana, chiar și în suferință, ea mergea la casa lui Dumnezeu. În această mare suferință, cum spune în versetul 7, ea plângea și nu mânca. Unde? La templul Domnului plângea. Că și acolo, chiar și la templul Domnului, primea înțepături și ea nu răspundea urât, cu cuvinte urâte. Era o femeie credincioasă. Ana a fost învinuită de un comportament de compromis, chiar de preotul care era la templu. Acolo când se ruga,
Ea a fost luată drept o femeie ușoară, care este beată, a fost învinuită de beție. Și ea a știut cum să răspundă preotului. În versetul 15 din capitolul 1 spune: nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă. Ana, pe lângă că a avut un caracter sfânt, de o femeie care este demnă astăzi să o amintim și să-i urmăm exemplul ei, în urma înțepăturilor, ea n-a răspuns cu înțepături. Ați fost vreodată înțepat, cel puțin de o albină în viața dumneavoastră? Doare. Dar mai mult ca o înțepătură în trupul acesta, doare înțepăturile cu vorba, care încearcă să te macine psihic. Această femeie era lângă ea și o măcina. Și ea spune că se ruga Domnului. Ea nu și-a luat ochii de la ținta care o avea. Nu și-a schimbat rugăciunea: Doamne, oprește pe potrivnica mea care era în acasă cu ea. Împărțeau același soț și trebuiau să stea în unitate. Ea se ruga Domnului și nu și-a pierdut scopul rugăciunii ei, în ciuda tuturor înțepăturilor care le primea. Putea să schimbe rugăciunea, putea să o devieze de la țintă și de la ținta ei, de a obține un copil din partea Domnului. Putea să se roage pentru Penina ca să nu mai înțepe. Dar ea și-a continuat rugăciunea. Ana a fost o femeie sfântă. Ana a fost o femeie care a suferit. Vei putea spune: da, e frumos capitolul 2, Ana să facă o cântare înaintea Domnului și să înalțe pe Domnul. I-a dat un copil, a ascultat rugăciunea. Dar această femeie a trăit mult în suferință. Această cântare s-a născut din suferință. Și nu, ea n-a avut nicio scuză și n-a adus scuze înaintea Domnului. Nu mă mai urc la templu, că găsesc oameni care mă înțeapă și nu mă apreciază. Ea avea o țintă ca într-o zi să facă o cântare pentru gloria lui Jehova. Într-o zi să laude pe Domnul. Ea avea credință. De aceea, ori de câte ori se urca la templu, înțepăturile erau pe un plan secundar la ea. De ce? Pentru că avea o țintă în viața ei: să aducă un copil și acel copil să-l închine Domnului. Ana a fost o femeie sfântă. Ana a fost o femeie care a suferit. Ana a scris această cântare frumoasă care poate fi pusă alături de psalmi, cartea psalmului, cartea de cântări a evreilor. Și această cântare frumoasă, pe care și noi o cântăm din când în când, este și ne amintește de această femeie. Vedeți cum se naște o cântare? Cântăreți sunt foarte mulți. Dar aș vrea să vă arăt diferența între cântăreți și închinători. Cântarea care o aducem noi înaintea Domnului, și Sfântul Augustin spunea: cine cântă se roagă de două ori. Te rogi odată când te rogi și când cânți cântarea, te rogi din nou. Este o nouă rugăciune. De aceea trebuie să fim cu băgare de seamă când cântăm. Dacă atunci când la o rugăciune închidem ochii și stăm pioși și învățăm copiii noștri să nu se miște, pentru că atunci vorbești cu Dumnezeu. Cântarea, dacă nu vrei să fie doar lăutărie, atunci tu trebuie să aduci închinare, este ca o rugăciune. Ascultați primul verset care spune în capitolul 2: Ana s-a rugat și a zis. Adevărata cântare este închinare înaintea Domnului. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cântările din casa Domnului. Îi mulțumim pentru cântăreții și pentru slujitorii cu cântarea.
pentru liderii cântăreților, Domnul să-i binecuvinteze, pentru că acestea sunt rugăciuni care te înalță înaintea lui Dumnezeu și înalță pe Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să luăm exemplul Anei, ca să fii un adevărat cântăreț, care aduce o închinare adevărată înaintea Domnului. Tu trebuie să fii un sfânt, tu trebuie să ai o viață sfântă, tu nu trebuie să răspunzi cu glume celor care te provoacă la glume, tu nu trebuie să răspunzi cu vorbe urâte celor care îți vorbește urât și defăimător. Tu trebuie să te rogi lui Dumnezeu. Și atunci, rugându-te, Dumnezeu într-o zi va mai da o cântare de laudă, o rugăciune de laudă pentru gloria și slava Lui. Chiar și în suferință, tu trebuie să te comporți ca un închinător adevărat. Chiar dacă ești înțepat de toți, tu trebuie să fii un închinător adevărat. Ana a putut să cânte într-o zi această cântare și a putut să o aducă înaintea Domnului ca pe o profeție, pentru că ea a fost o femeie care s-a dedicat cu totul Domnului. Aș vrea să arăt în ultimul rând din caracterul ei, care naște cântarea, care naște muzica, a fost caracterul ei de sacrificiu. S-a rugat pentru un copil așa de mult înaintea Domnului, și încă îi spune: Doamne, dacă Tu mi-l dai, păi Ana, de ce-l mai vrei, dacă Tu îl dai Domnului? Vreau să mi-l dai, Doamne, și eu îl pun în slujba Ta. Eu îl duc la templu și vreau ca Tu, acolo, sub ochii preotului, sub ochii leviților, acolo la templul Tău, copilul meu, să nu mai stea în casa mea, să stea în casa Ta, Doamne. Eu ți-l dedic Ție. Ana, dar de ce te mai rogi pentru el, ca atunci când se va face un pic mai mare, îl iei din casa ta și îl duci la templu? Ea a fost o femeie de sacrificiu. Ana vrea să-l nască pe Samuel. Samuel avea să fie cel care avea să ungă primul împărat al lui Israel, pe Saul. Avea să-l ungă pe împăratul David, al doilea împărat al lui Israel. Samuel n-a fost oricine. Și avea nevoie de o mamă care era sfântă. Avea o nevoie de o mamă care chiar și în probleme ea trăia frumos. Avea nevoie de o mamă care era gata de sacrificiu. Ana a fost mama lui Samuel. Un asemenea proroc al Domnului avea nevoie de o mamă care era prorociță. Cântarea Anei, în primul rând, este o prorocie. Ascultați versetul 10. Din capitolul 2, vrăjmașii Domnului vor tremura din înălțimea cerului. El își va arunca tunetul asupra lui, Domnul va judeca marginile pământului. El va da împăratului său putere și el va înălța tăria unsului lui. Un copil ca Samuel avea nevoie de o mamă ca Samuel. Și vorbesc de multe ori și în casa noastră, în familia noastră, cu rudele apropiate și în biserică. Ce vrei să faci cu copilul tău? Dacă învață bine, l-aș da la college, să facă medicină, să facă law school. Anul trecut eram la Lake, Silver Lake, unde mergem noi de obicei în Wisconsin când avem o zi în plus. Și era acolo un tânăr din biserică. Și îl întrebam: ce vrei să te faci? Spunea: de business. Și l-am îndemnat, i-am spus: crezi că dacă tatăl tău, tu vrei să te duci la seminar teologic, ți-ar plăti? Da. Roagă-te Domnului ca tu să fii un om care să se ducă la școlile unde se învață despre Dumnezeu. Vorbim foarte mult să ne dăm copiii la școli bune. Și nu este rău. Dar te-ai gândit tu ce a făcut Ana? Copilul ei, cu toată inima, cu toată tăria, cu toată puterea ei, cu toți bănuții ei, l-a pus în școala lui Dumnezeu.
Dorim noi aceasta pentru copiii noștri? Dacă vrei să fie cel mai mare evanghelist, cel mai mare proroc, cel mai mare învățător, pune-l și în școlile care trebuie să fie. Ana l-a dus pe Samuel la templu. A fost o femeie gata de sacrificiu. Ești gata de sacrificiu? Ești tot atât de bucuros când vezi copilul tău că este îndreptat să se ducă la o școală teologică biblică și nu la o școală de medicină sau de business? Ești tot atât de bucuros și îi dai tot suportul tău, banii tăi? Ana, tot suportul ei îl a dat lui Samuel. Și acest copil avea să audă vocea lui Dumnezeu, când era doar un copil și îl chema Dumnezeu. De ce? Că a avut o mamă care l-a dat și a investit în el. Îi făcea câte o haină în fiecare an și îl trimitea, cum trimiteți copiii, la camp. Sau la internat, spuneam noi în România. Și îl trimitea acolo, la școala lui Dumnezeu. Cântarea Anei a venit dintr-o femeie care este vrednică de amintit această cântare. Ea și Debora au cântat cântări pentru slava și gloria Domnului care au rămas scrise pe paginile Sfintei Scripturi. Maria, dacă citiți în Luca, capitolul 1, se aseamănă atât de mult cântarea Mariei cu cântarea Anei. Fecioara Maria, cred că a învățat foarte mult de la Ana. Dacă țineți Biblia dumneavoastră deschisă, țineți-o la 1 Samuel, capitolul 2, și urmăriți cântarea Anei în timp ce eu voi citi Luca, capitolul 1, versetul 46, cântarea Mariei. Și să vedeți cât de similară este cântarea Mariei cu cântarea Anei. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul, mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi, i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, care și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Este atât de similară cu cântarea Anei. Aceasta a fost viața ei. Și în câteva clipe care urmează, aș vrea să ne ocupăm de cântarea ei. Ca să fii un cântăreț în casa Domnului și nu numai, ci un închinător adevărat, trebuie să vedem ce caracter a avut această femeie și l-am văzut, a fost o femeie sfântă, o femeie care a fost gata de sacrificiu, o femeie care nu a făcut rău pentru rău, ci a făcut bine pentru rău. Și aceasta ne învață și Domnul Iisus Hristos. Acesta este mesajul Scripturii. Mesajul cântării lui Ana a fost: mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nu este niciun cuvânt aici de penină. Ea direcționează toată atenția spre Domnul. Dar se întâmplă ceva și cu ea. De vrei să fii un adevărat închinător Domnului în cântare? Și mi-aduc aminte de fratele Jimon când a venit din operație și s-a simțit bine și a venit să cânte aici. Cu lacrimi în ochi, dar cânta. Cântarea și închinarea prin muzică îți dă lacrimi, dar ești plin de fericire. Nu poți să fii trist, spune, mi se bucură. De ce?
În primul rând, cântarea înseamnă să ai roada Duhului Sfânt. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea. Nu poți să fii un închinător prin muzică Domnului și prin cântare dacă nu ai roada Duhului Sfânt. Ana a avut. Mi se bucură inima în Domnul. Dar Ana, ai uitat în țepăturile? Nu contează, eu mă bucur în Domnul. Ai uitat chiar și la casa Domnului? Tu plângeai? Eu sunt plină de bucurie. Pavel și Sila, cu picioarele în butuci, stăteau și cântau și înălțau cântări de laudă lui Dumnezeu. De ce stai, frate, trist? Hristos a înviat din morți. De ce nu ți se bucură inima? De ce nu cânți cu toată biserica când cântă biserica? Roada Duhului Sfânt nu este și în tine? Bucuria, bucuria învierii și primul mesaj al lui Iisus Hristos care a fost după înviere, care le-a zis femeilor, a spus, bucurați-vă! Adică aveți roada Duhului Sfânt în viața voastră. Nu mai fiți neroditori, fiți plini de roadă. Vreți să cântați Domnului? Aveți nevoie de roada Duhului Sfânt. Ana a avut-o. Mi se bucură inima în Domnul. Și după cum citea fratele Petru, mă bucur. Este bucurie când ești la casa lui Dumnezeu. Căci mă bucur de ajutorul tău. Dușmanii pot să facă tot ce pot să facă. Dar cel care este credincios și cel care cântă cântări de laudă, cel care este un adevărat închinător și nu un lăutar în casa Domnului, el este plin de Duhul Sfânt. El are roada Duhului Sfânt și Dumnezeu așteaptă aceasta de la noi. Versetul 2. Pe lângă roada Duhului Sfânt, care trebuie să fie în viața unui închinător adevărat și să nu fie doar cântăreț, ci să fie unul care cântarea lui este o rugăciune înaintea Domnului, este să recunoască autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este unicat. Nimeni nu este sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare. Dumnezeu este totul. Dumnezeu este stânca care susține viața. Acest psalm de laudă, această cântare de laudă a Anei arată divinitatea și puterea și unicitatea Dumnezeului nostru. Ea nu îndreaptă privirile spre oameni. Nu că am fost eu un om rugativ, nu m-am lăsat. Ea și-a făcut partea. Dar nu și-a scos în evidență că ce-a făcut ea. Nu! I-a scos în evidență că în viața ei este roada Duhului Sfânt și în al doilea rând în viața ei este Dumnezeu. Și atunci când îl ai pe Dumnezeu ca stâncă, poți să vină penina cu 100 de înțepături. Penina va ieși afară și va pleca. Dar cel ce rămâne pe stângă este robul Domnului. Slăvit să fie Domnul! Biserica lui Dumnezeu are nevoie să știe că Dumnezeu este viu. Este o realitate, nu-i doar formă. Și Dumnezeu lucrează. Mândria este scoasă afară din cântare. Spune, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Mândria nu are ce căuta în cântarea de laudă. Cei mândri nu au ce căuta acolo. Nu are ce căuta îngânfații. Cântarea de laudă este pentru pocăiți. Cântarea de laudă este pentru oameni sfinți. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că avem slujitori dedicați în biserica noastră. Slăvit să fie numele Lui! O altă putere, Domnul omoară și învie. El pogoară în locuința morților și El scoate de acolo. El are putere peste viață și moarte. El scoate de acolo, din locuința morților. Oamenii mai fac operații, oamenii mai dă câte o pastilă, dar spune aici, El omoară și învie. Nimeni nu poate să învie. Nimeni nu poate să învie decât Domnul. Dumnezeu are puterea asupra vieții și morții. Este singurul suveran care a spus lui Lazar, mor de 4 zile, ieși afară. Și Iisus Hristos, pe care îl sărbătorim noi, în ziua de Paște a ieșit afară, piatra a fost dată la o parte. El are viața și moartea în mâna Lui. Și aceasta trebuie
să fie prezentată în cântarea de laudă. Omul este limitat. Două mari direcții are cântarea Anei. Omul și limitele lui și Dumnezeu, care poate face totul, chiar și imposibilul. Această femeie era stearpă și Dumnezeu, când a atins-o, i-a dat copil. Și după Samuel, Ana, a știu că Dumnezeu nu rămâne dator. Doamne, dă-mi un copil și ți-l dau ție. Și Dumnezeu i-a dat încincit. Ascultați versetul 21. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. De ceilalți 5 copii nu ni se spune numele, dar ni se spune numele celui care a fost la școala lui Dumnezeu. Domnul i-a dat și Anei, i-a dat 3 fii și 2 fiice. Cât îi dai tu Domnului? E greu să vină la biserică, luni, marți, miercuri, joi, 5 zile alegi pentru tine și ți le dă Domnul. 5 zile îți dă. Și duminica, când te cheamă la casa Domnului, te cheamă să fii plin de viață. În casa Domnului nu vii să te recreezi, vii să slujești. În casa Domnului când vii, nu vii să stai în confort, vii să slujești. 5 zile îți dă Domnul pentru tine. Dă-i una Domnului, dar dă-i-o cu toată dăruirea. 5 zile alergi pentru munca ta. Lucrează una pentru Domnul. Domnul n-a fost datoare față de Ana. A cerut un copil și l-a dat. Și a mai dat 5. 3 fii și 2 fete. În încheiere, aș vrea să privim spre această femeie care noi, anul acesta, am pus-o să învățăm de la ea. Această femeie din suferință a fost o femeie iubită de soțul ei. A fost o femeie iubită. Dar ea a avut în inima ei cuvântul Domnului. A fost o prorociță, a fost o femeie a Domnului, a fost o femeie sfântă. Și Dumnezeu i-a dat o cântare. Viața noastră nu poate fi separată de muzică. Viața în biserică, noi vedem cât se cântă și îți dă energie. Cânți o cântare și ești cu mâinile pe sus. Cânți o cântare și ai lacrimi. De ce? Că Iisus te atinge. Cântăm noi din ceruri venită cântarea și în ceruri se va întoarce iar. Dumnezeu a făcut ca noi să avem muzica. De aceea, noi nu trebuie să o folosim pentru scopurile noastre, ci doar pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Ana a arătat limitele omului și a arătat că Dumnezeu este în control și Dumnezeu face minuni mari. De aceea și noi, haideți să fim oameni care știu să laude pe Domnul și cântă pentru gloria lui Dumnezeu. Ana a cântat, Ana s-a bucurat în Domnul, Ana a așteptat și într-o zi înțepăturile n-au mai durut. Într-o zi Domnul a atins-o cu cea mai mare binecuvântare să scrie o cântare care va rămâne scrisă în Biblie, cântarea ei a rămas. Și avea să-l nască pe Samuel, prorocul Domnului, acest om al lui Dumnezeu care a judecat poporul Israel și care avea să ungă, după cum a spus, pe primul împărat al lui Israel. Să ne ajute Domnul să fim adevărați închinători și cântarea noastră să fie prin Duhul Sfânt pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.